Ziua, suntem gata, da? O secundă. Stimați reprezentanți a mass-mediei, stimați cetățeni, subiectul acestui briefing scurt este legat de ședința de astăzi a Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Din câte vedem noi, disperarea socialiștilor în contextul alegerilor prezidențiale capătă amploare. Ei sunt deja caragioși cât de tare se tem de aceste alegeri. Știu că pierd aceste alegeri, de aceea recurg la orice manipulări pentru a crește șansele minime pe care le au în acest scrutin. Astăzi, în cadrul Comisiei Juridice, cei patru socialiști oficiali plus independentul Eugen Nichiforciuc au respins propunerea mai multor deputați de a exclude din agendă adoptarea unui aviz consultativ al Comisiei Juridice la trei întrebări pe care le-a înaintat Comisia Electorală Centrală. În luna septembrie, cecul a înaintat către Comisia Juridică trei întrebări care erau legate de secțiile de votare din afara țării. Deci prima întrebare ține de trebuie sau nu deschise secții de votare în toate secțiile, în toate ambasadele și consulatele țării. În varianta de răspuns pregătită de Vasile Bolea este indicat că în toate ambasadele este obligatoriu. Bine, dincolo de fondul cauzei, ne întrebăm și noi în ce măsură este justificat din punct de vedere economic deschiderea unor secții de votare acolo unde votează doar angajații ambasadelor, deși prețul unei astfel de secții de votare variază în jur de 5.000 de euro, cam atâta costă. A doua întrebare era legată de faptul dacă la determinarea secțiilor de votare din afara țării se ia în considerație participarea la scrutinul prezidențial din 2016 sau la scrutinul parlamentar din 2019. Răspunsul pregătit de Vasile Bolea se referă la faptul că cecul urmează să ia în considerație rezultatele alegerilor parlamentare din 2019 și a referendumului consultativ din 2019. Vă dați seama cât este de ipocrită această poziție în contextul în care diaspora noastră în 2019 a refuzat să participe la acel referendum al lui Plahotniuc și acum Vasile Bolea propune cecului ca să ia în considerație rezultatele acelui referendum la care diaspora în mod deschis a spus că nu participă. Și a treia întrebare era care este ponderea celor trei criterii expuse în lege atunci când se stabilesc secțiile de votare în afara țării. În răspunsul Comisiei Juridice, iarăși în draftul de răspuns pe care l-a pregătit Vasile Bolea, este indicat că ponderea este alternativă, ceea ce din câte eu înțeleg, așa cum înțeleg eu acest răspuns, înseamnă că Comisia Electorală Centrală ar avea mână liberă ca unele criterii să le ia în considerare, alte să nu le ia deloc în considerare, chiar dacă ele sunt indicate în lege și urmează a fi aplicate. În ce constă problema în raport cu acest răspuns? În primul rând, Comisia Juridică își depășește atribuțiile, pentru că potrivit prevederilor Constituției și legislației, interpretarea legii se face de către Parlament, nu de către Comisia Juridică, ori dacă te uiți în răspunsul care este inserat în acest draft elaborat de către echipa lui Vasile Bolea, vedem că de fapt este o interpretare a legii, nici de cum un răspuns formal așa cum în unele cazuri, instituțiile statului oferă cetățenilor. Al doua mare problemă este că prin acest răspuns se continuă șirul de ilegalități
în ceea ce privește acest proces de deschidere a secțiilor de votare în afara țării. Noi am asistat la multiple cazuri cu dovezi de înregistrare prealabilă falsă, cu toate aceste autoritățile până la momentul de față nu au luat măsuri. Iată că acum ne aflăm la o altă etapă a acestui proces, prin care, de facto, socialiștii între ei, pentru că vă dați seama, îi scrie Maxim Libedinski, un fel de șefa departamentului juridic a lui Igor Dodon, către Vasile Bolea, un fel de șef adjunct a departamentului juridic, și se întreabă unul pe altul cum urmează să fie aplicată legea. Deci e clar că în cazul ăsta, acest răspuns pe care probabil urmează să-l aprobe astăzi socialiștii din Comisia Juridică, va face ca Comisia Electorală Centrală, dacă va lua în calcul acest răspuns, care în principiu este ilegal, având în vedere că legea nu poate fi interpretată de către Comisia Juridică, ci doar de Parlament, ar fi nevoit să facă partizanat în favoarea lui Igor Dodon în procesul deschiderii secțiilor de votare în afara țării. Și lucrul ăsta este regretabil. Eu sper foarte mult că membrii CEC nu se vor, sau o majoritate din Comisia Electorală Centrală nu se va deda acestor manipulări la care recurg socialiștii. Își trimit scrisori unul altuia în scopul de a mai încerca să obțină niște beneficii în acest proces destul de complicat care ține deschiderea secțiilor de votare în afara țării. Iarăși, acest lucru denotă disperarea socialiștilor, disperarea lui Igor Dodon. Ei își dau seama, el își dă seama că șansele lui practic sunt zero și de aceea nu pierde nicio ocazie de a se mai agăța de o posibilitate de a mai încerca să pună în aplicare o fraudă cât de mică. El crede că lucrul ăsta îl va ajuta, îi va mai crește șansele un pic. Dar am o veste proastă pentru Igor Dodon, șansele lui sunt chiar zero, indiferent ce va face el, oricum cetățenii Republicii Moldova îl vor trimite la groapa de gunoi a istoriei, acolo unde este locul. Mulțumesc, o zi bună!